Vă invit să cântăm pentru deschiderea serviciului divin în numele Domnului Iisus, imnul 457. Vin la Iisus azi, nu întârzia. Împărate Ceresc, pentru acest privilegiu de a putea fi din nou în locașul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru acest sabat binecuvântat, îți mulțumim pentru dragostea care ți-o revești față de noi zi de zi. Te rugăm, Tatăl din ceruri, fii și Tu acum în mijlocul nostru, prin Duhul Tău cel Sfânt, binecuvântă, te rugăm, cuvântul și ajută-ne, Doamne, să fim nu numai ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului Tău. Pentru toate îți mulțumim și Te lăudăm în numele și în meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Nu toți predicatorii au stat în spatele unui amvon. În anul 1844, câmpul de cartofi al lui Leonard Hastings a ținut o predică puternică despre credința lui Leonard în apropiata venire a lui Iisus. S-a răspândit vestea că acesta nu și-a mai scos cartofii, deoarece credea că Iisus urma să vină. Toată lumea știa că, dacă nu erau recoltați, cartofii aveau să putrezească în pământ. Când Iisus nu a revenit pe 22 octombrie, vecinii s-au amuzat pe seama lui Leonard Hastings și s-au întrebat ce vor mânca el și familia lui. Cartofii lui Hastings au rămas în pământ până în luna noiembrie, când în cele din urmă i-a recoltat. A descoperit că era una dintre cele mai bune recolte pe care le avusese. O boală a cartofilor a apărut în acel an, în zonă, și a afectat toți cartofii care fusese răscoși la momentul potrivit. Așadar, Leonard a avut provizii importante de cartofi pentru familia sa și a putut să împartă cu alții cartofii, dar și dragostea sa pentru Iisus. Apel, ceea ce facem sau nu facem este de fapt o predică tăcută pentru toți cei din jurul nostru, prin care le spunem celorlalți în ce credem. Ce predici tăcute oferim prin dăruirea sau reținerile noastre?
Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Colecta din sabatul viitor va fi destinată activității Radio Mondial Adventist. Se adună darurile și zecime. Tatăl bun din ceruri, îți mulțumim pentru ocazia aceasta că am putut să aducem înaintea ta aceste daruri. Te rugăm să le binecuvintezi și să le folosești acolo unde este nevoie, pentru lucrarea ta, pentru propășirea bisericii tale și pentru a ne face o inimă mai bună, să fim recunoscători pentru tot ce ne dai tu. Îți mulțumim că ne iubești, în numele lui Iisus. Amin. Înainte de povestea copiilor, reiau câteva din anunțurile făcute și la școala de sabat. După amiază nu vom avea serviciu de la ora 5, ci vom avea prelegeri de la ora 7, iar corul de copii împreună cu Denisa vor avea repetiții de la ora 6. Da, repet, de la ora 6, repetiții corul de copii împreună cu Denisa. Acum, povestirea copiilor. Mama ei o întâmpină
și o întrebă ce s-a întâmplat. Dar ea, cu lacrimi în ochi, spuse: din cauza tatălui meu, care este bețiv, copiii nu vor să se joace cu mine. Mama îi spuse: nu-i nimic, vino să ne rugăm și pentru aceasta. Se rugaseră amândouă. După masa, când tatăl se întoarse acasă, ea ieși înainte, ca de obicei, îl îmbrățișă și îl sărută. Dar tata observă fața ei tristă și o întrebă ce s-a întâmplat. Cu lacrimi în ochi a spuse: nu pot să-ți spun, pentru că dacă îți voi spune, și tu te vei supăra. Spune, insistă tatăl. Spuse: copiii nu vor să se joace cu mine din cauza că tu bei. Tatăl, când auzise aceste vorbe, lua hotărârea ca să nu mai pună nici plic de băutură în cuptor. După ce stătură la masă toți trei împreună cu mama, fetița termină mai repede și se duse în camera ei. Pentru ce se duse? Să văd. Cine știe de ce se duse în cameră? Să se roage. Pentru cine? Pentru tăticul ei. În acest timp, tata termină și el, dar nu putea să stăpânească viciul și ieși să meargă din nou să bea. Dar auzi o voce în camera fetiței și se oprise să asculte cu cine vorbește. Dar cu cine vorbea ea? Ea se ruga Domnului Iisus pentru tăticul ei și spuse: Doamne Iisuse, atât de mult aș vrea să schimbi viața tatălui meu ca să putem fi fericiți ca și înainte. Tăticul, când auzi rugăciunea fetiței, nu mai merse spre cârciumă, ci se întoarse înapoi în camera fetiței, încenunchie lângă ea și se rugaseră împreună. Tatăl n-a mai mers. Au trăit fericiți împreună. Deci și noi, orice problemă am avea, să venim înaintea Domnului cu deplină încredere și rugăciune și El ne va ajuta și ne va asculta rugăciunea. Amin. Amin. Înainte de a citi din Scriptură și a asculta cuvântul Scripturii, să mai cântăm cel puțin două cântări. Emi, sper să nu fii răgușit și să vii să cânți cu noi. Cu propuneri din sală. Propune cineva vreo cât? 200? 38. Să căutăm cântarea 238.
Are cineva o propunere? Din 648. O piesă?
Cât? 167. Pentru timpul care îl mai avem la dispoziție și în măsura în care voi reuși ca să vă fac atenți la ceea ce spun,
voi căuta, să spun, din Sfintele Scripturi lucruri practice pentru mine și pentru dumneavoastră. Scriptura este o carte pentru noi acum. După ce va veni Iisus Hristos, nu vom mai avea nevoie de Scriptură. Scriptura este pentru vremurile de acum, pentru cele care au trecut și pentru cele viitoare. Și în mod deosebit în Scriptură găsim lucruri practice pe care Iisus Hristos le-a spus pentru noi și pentru cei care vor fi după noi. Ultima dată când am vorbit anul acesta, am pus o întrebare și aș vrea ca să culeg opinia dumneavoastră din nou cu această întrebare. Ce lucruri prețuim mai mult? Cele care le primim de gratis sau cele pentru care trudim și muncim? Care e opinia? Pentru care trudim. Da, merită să... Ați rămas tot de la această opinie că pentru cele care trudim sunt mai valoroase. Să cred, așa e? Da? Da. Aș vrea pe cei de sus, de acolo, de la tehnic, să le mai pun încă o dată în ordine. Am făcut 3 grupe. În prima grupă sunt lucrurile pentru care trudim și ne place ca să spunem că sunt ale noastre. Și am făcut alte 2 grupe de elemente care le primim de gratis. Da, ar fi bine dacă le putem să fie afișate toate 3 acolo. În timp ce vorbesc, să se vadă toate 3 grupe. Nu voi mai vorbi ceea ce am spus data trecută, având la bază textul din Matei, capitolul 6, cu versetul 33, care spunea că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Împreună cu dumneavoastră ați spus că cele din grupa a doua, unde găsim viață, frați, bunătate, sănătate, credință și așa mai departe, roata Duhului Sfânt, Iisus Hristos în versetul din capitolul 33, Matei, spune să le căutăm acele mai întâi. Și după aceea, cele din grupa din tâi le primim pe deasupra. Acesta a fost tema. Chiar dacă noi încă nu ne-am convins de lucrul acesta, aceasta este o realitate a lucrurilor. Cei care caută mai întâi lucrurile care își au origine din împărăția lui Dumnezeu, după aceea, aceste lucruri pentru care trudim, le primim pe deasupra. Nu este greu lui Iisus Hristos sau Dumnezeului nostru Creator să ne dea lucrurile care sunt în prima rubrică. Partea cea mai grea a lucrării Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu în inimile noastre este aceea de a ne pocăi și a nu face confuzie între ce este bine și ce este rău. În momentul în care facem confuzie,
lucrurile încep să se schimbe, iar prioritățile noastre vor deveni priorități trecătoare care ne fac nefericită viața aceasta de aici. Nu discut despre viața viitoare, pentru că aceasta este darul lui Dumnezeu și El are criteriile Lui după care dă viața veșnică fiecăruia. Și criteriile Lui după care dă viața veșnică nu sunt date după ce am făcut, ci sunt date nu după ce n-am făcut, ci după ce am făcut. Acesta este criteriul după care se dă viața veșnică. În această dimineață aș vrea să spun tot despre aceste lucruri, care este partea a doua, urmând să fie și partea a treia, și textul meu se bazează pe Deuteronom, capitolul 11, cu versetul 26. În Deuteronom, capitolul 11, cu versetul 26, iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea sau blestemul. Textul acesta, în concepția creștină, a celor mai mulți creștini, este binecuvântarea și blestemul. Aducându-L pe Dumnezeu la modul nostru de gândire, adică, dacă îi slujești cu credincioșie, vei fi binecuvântat, iar dacă nu-și slujești cu credincioșie, vei fi blestemat. Aici se reduce această gândire a creștinismului. Și Dumnezeu nu este mulțumit deloc de acest crez, pentru că nu așa este El. De acest crez este foarte mulțumit diavolul, pentru că întotdeauna el caută să pună în fața noastră și în fața oamenilor lucruri care nu aparțin lui Dumnezeu, ci aparțin lui. Realitatea lucrurilor face excepție de la ce cres. Am văzut oameni care au făcut cele mai urâte lucruri și le merge bine și sunt fericiți și nu sunt blestemați de Dumnezeu. Am văzut oameni foarte credincioși și loiali lui Dumnezeu, ținându-se foarte mult, cât se poate de mult, de litera legii sau de conștiința lui și totuși aud parte și au parte de multe lucruri neprevăzute care, de fapt, nu pot fi numite binecuvântări. Ca să înțelegem acest lucru, în urma studiului pe care l-am studiat și măsura în care pot să mă fac explicit, de a fi înțeles, pot să fiu și înțeles greșit, vreau să spun că întotdeauna, între ceea ce este în grupa întâi, care sunt lucruri măsurabile și cuantificabile, există o relație cu cele din grupa a doua și a treia, care sunt elemente necuantificabile. Am văzut în cele două grupe, între grupa 2 și 3, niciunul dintre dumneavoastră și nici eu n-aș avea curajul ca să spun că cele din grupa 3 își au origine din Dumnezeu sau din bine. Iar celelalte din grupa 2
Tot așa nimeni nu are curajul ca să spună că și are origine din diavolul. Pentru că, cum lumina este despărțită de întuneric și nu se face confuzie între lumină și întuneric, în momentul în care apare lumina, întunericul dispare. Tot așa, în descrierea Scripturilor, când îl descrie pe Dumnezeu și când îl descrie pe diavolul, nu se face confuzie. Dumnezeu este lumină și Iisus Hristos a venit ca să arate cum este Dumnezeu, pentru ca El să devină lumina lumii. Pe când despre diavolul spune Scriptura că el este un ucigaș, este un mincinos chiar de la început. Iar lucrurile acestea în universul lui Dumnezeu, afară de planeta noastră Pământ, lucrurile sunt clarificate. În universul lui Dumnezeu, afară de Pământ, există numai lumină și cei care privesc planeta Pământ văd o confuzie a ceea ce se întâmplă pe Pământ. Ar mai merita, dar poate cu altă ocazie, să fac și grupa a patra, în care să vedeți opiniile oamenilor, ce contradicție există între crezul lor și care este confuzia între bine și rău. Predând odată un curs la un congres al tineretului, am ținut un seminar cu vreo 40 de tineri și aveam o foaie pe care am pus cel puțin peste 150 de întrebări. Și din aceste întrebări a ieșit foarte clar cât de confuz sunt oamenii. Dacă am întrebat cum este Dumnezeu, a spus că este bun. Dacă am întrebat cum este Satana, s-a spus că e rău. Dacă am întrebat cum este omul, bun, rău, sau numai bun sau rău, aici întrebările au început să difere. Unii au spus bun, rău, alții numai bun, alții rău. Dacă am spus despre Dumnezeu, dacă e bun și răzbunător, toți au răspuns că da, Dumnezeu este bun și răzbunător. Deci în momentul în care noi începem să facem confuzie despre Dumnezeu și despre diavolul, noi care prin originea noastră purtăm embrion al păcatului, deși lucrul acesta l-a rezolvat Dumnezeu prin Iisus Hristos, începem să facem confuzie. Diavolul este foarte fericit când noi lucrăm cu elementele din grupa a treia și tot atât de fericit este când lucrăm și cu elemente care avem posibilitate de a face confuzie și din Dumnezeu și din diavolul. Și la studiu era ceva foarte interesant, cum este cu minciuna. Și ce minciuna este justificată când vrem ca să scăpăm viața sau când vrem să facem bine. Deci, și deja este o confuzie. Minciuna este minciună, indiferent în ce circunstanțe, minciuna este minciună. Și alte. Iar acum aș vrea să revin la textul din Deuteronom 11:26. Ți-am pus în față binecuvântarea și blestemul. Dacă studiați lucrurile din grupa întâi pe care Dumnezeu le dă oamenilor,
și spune, sunt atâtea texte prin care Dumnezeu spune că face să răsoară soarele peste cei buni și peste cei răi. Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Și mă opresc că aș putea să citesc cel puțin o oră și jumate texte care se referă cum binecuvântează Dumnezeu. Dar în același timp, în contrateză cu ceea ce binecuvântări, Domnul spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Cele din prima coloană sunt lucruri necesare pentru existența noastră. Și Dumnezeu, când a creat pe om, a dat și aceste lucruri. Tot ce este acolo, avem nevoie de ele. Și fac o afirmație. Puteți fi de acord cu ea sau puteți să nu fiți de acord. Cele din prima coloană pot să fie și binecuvântări și blestem? Da? Sigur. Atunci trebuie să fiți de acord și cu prima care am spus-o. Poate la ultima predică veți spune că nu veți mai trudi atât de mult pentru lucrurile acestea care le putem măsura, care le putem număra și care le putem pipăi. Lucrurile acestea din prima coloană pot să fie și binecuvântare și blestem. Ce factori decide ca acestea să fie binecuvântare sau blestem? De exemplu, vreau să am bani mulți. Și ca să am bani mulți, mă duc și practic jocuri de noroc. Fie legale, fie ilegale. Și câștig o sumă mare de bani și vin și dau zecime, am câștigat, gândiți-vă, o sumă mare, cel puțin de 4-5 milioane sau un milion. Ați dat și zecime, ați dat și la săraci și v-ați lăsat 500. E binecuvântare sau blestem? Poftim? Bine, mă opresc aici, că dacă pun întrebările, sigur trece de orele 12 și nu rezolvăm această speță. Da. Elementele sau lucrurile cuantificabile întotdeauna au la bază elemente necuantificabile. Elementele necuantificabile întotdeauna se manifestă în lucrurile cuantificabile. Ca să fiu mai explicit, întotdeauna elementele din grupa a doua sau a treia întotdeauna se manifestă în folosirea celor din grupa întâi. Studiați viața dumneavoastră și uitați-vă în trecut, în prezent și veți ajunge la această concluzie. Întrebare. Cum poți cuantifica aceste elemente? Cele din grupa întâi e ușor. E ușor să număr banii, e ușor să măsori mâncarea cât o ai, e ușor îmbrăcămintea să numeri câte costume și așa mai departe. Cum le poți cuantifica cele din grupa 2 și 3?
Vă dau un exemplu sau două. De exemplu, iau în grupa a treia mânia. Sunt câteva proverbe foarte înțelepte despre mânie. Zice, mânia este ca focul. O poți stinge când este scânteie. Mânia este ca focul. Ea arde, face flacără mare, la un anumit timp se stinge, dar ce faci cu cenușa? Tot despre mânie se spune că dacă este pusă într-un vas, este cu mult mai periculoasă pentru vasul care o ține decât asupra celuia care se varsă. Întrebare. După ce am spus aceste lucruri, puteți cuantifica care sunt urmările mâniei? Știți de unde începe? Începe din concepția noastră de gândire, care punem prin receptorii, care pleacă la gândire, prin văz, auz, miros, pipăit, toate aceste lucruri intră la creierul nostru și începem să judecăm. Și numai deodată ne trezim că parcă am un sentiment de neconfort față de cineva. Și încet, încet se trezește, mă trezesc că am probleme. Cel mai repede acest lucru se poate opri în momentul când e la nivel de concepție. După ce i s-a dat drumul, nu se mai poate cuantifica. Pentru că mânia, și așa se întâmplă cu toate celelalte, cu mânia merge și trece prin generații și generații. Mi-amintesc de David și tata a făcut lucrul acesta. David, când era, mai avea câteva zile, îl cheamă pe Solomon și îi spune: ai grijă de cutare și de cutare și de cutare. Și îi spune să nu lași să ajungă la bătrânețe. De ce? Era un om după inima lui Dumnezeu? Mă opresc aici. Spun din partea cealaltă, din grupa întâi, am citit ceva interesat în dimineața aceasta, zice despre dragoste. S-a făcut un concurs ca să spună despre dragoste și concursul ăsta s-a făcut cu copii de la 8 la 14 ani. Și fiecare a dat răspunsuri diferite și o fetiță zice, spuneți cum e dragostea. Ia spuneți cum e dragoste. Noi vorbim atâta timp de dragoste și în numele dragostei facem atât de ușor cele din grupa a doua. Am predicat odată că numele lui dragostei, Iacob i-a făcut o haină atât de frumoasă lui Iosif, încât frații lui l-au urât și l-au dus la moarte. Deci în numele dragostei se fac multe lucruri. De ce? Pentru că e confuzie. Și răspunsul la o fetiță de 8 ani, știți care a fost? Zice, bunicul și cu bunica suferă de artrită. Nu pricep mult la medicină. Și bunica nu poate să-și lege șireturile. Și bunicul, care are și el artrită la mână, în fiecare dimineață și seară îi leagă și dezleagă șireturile. Ăsta a fost răspunsul. Îl puteți pune ca să-l numărați? Câți bani costă? Nu. Dar trebuie să știți și să nu uitați. Toate lucrurile care pot fi măsurabile au la bază elemente
nemăsurabile. Îți pun în față binecuvântarea și blestemul. Mă bucur că credeți, ca și mine, că cele din prima grupă pot fi și binecuvântare și blestem. Am să citesc câteva gânduri din Hristos, Lumina Lumii și Patriarh și Profeți și Tragedia Veacurilor. În marele conflict, Dumnezeu putea folosi numai acele mijloace care erau în armonie cu adevărul și neprihănirea. Satana, însă, putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea, minciuna și lingușirea, patriari și profeți. Deci în marele conflict dintre bine și rău, denotă clar că Dumnezeu folosește numai acele lucruri care derivă din El, iar diavolul numai acelea care derivă din El. În modul său de a trata păcatul, Dumnezeu putea să folosească numai dreptatea și adevărul. Satana, în schimb, putea să folosească ceea ce Dumnezeu nu putea, lingușirea și înșelăciunea. Citesc ceva interesant, mai interesant decât acestea, din Hristos, Lumina Lumii, ce spune în capitolul ispitirea lui Iisus. Hristos invită pe oameni să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iisus Hristos ne invită ca întâi să căutăm ceea ce este în grupa a doua și toate celelalte lucruri le vor da pe deasupra. Și când Dumnezeu acele lucruri ni le dă pe deasupra, vor fi binecuvântare. Satana urmărește și le spune, oricât ar fi de adevărate lucrurile despre viața veșnică, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, trebuie să-mi servești mie. Eu țin în mâna mea binele și răul. Pot să-ți dau bogății, plăceri, onoruri și fericire. Ascultă sfatul. Nu te lăsa dus de idei ciudate și cinste și să desconsideri conștiința și să se lase stăpâniți de egoism. Dar El oferă ceea ce nu poate da și în curând le va fi luat. În schimb, îi mângâie cu dreptul lor în moștenirea fiilor lui Dumnezeu. Adică, tradus la ceea ce spun eu, vine Satana și spune, ca să le ai acelea, nu le poți lua, nu le poți avea decât dacă folosești și acestea. Dar să știi încă un lucru, că toate acelea sunt ale mele. Întrebare, a cui sunt ale alea? A lui Dumnezeu sau a lui Satana? Din prima grupă. Poftim? Dacă folosești primele elemente care derivă din diavolul, a cui sunt alea?
ale lui sau al lui Dumnezeu? Poftim? N-aud. A cui? Mai pun o dată întrebarea. Dacă folosești elementele din coloana a treia, cele din coloana întâi, a cui sunt? Ale diavolului sau al lui Dumnezeu? Poftim? Mă face să devin și eu confuz. Și. Mergeți și citiți. A venit diavolul la Iisus Hristos și l-a luat și l-a dus pe un munte foarte înalt și a spus: toate acestea sunt ale mele. A spus un adevăr. Poftim? A spus un adevăr de jumătate sau parțial sau un adevăr confuz, pentru că a spus o minciună. Chiar în situația în care se află planeta noastră, sub blestemul păcatului, planeta aceasta nu este a diavolului. Dragii mei, diavolul nu poate crea și n-a creat niciodată. Diavolul nu poate ca să dea bogății niciodată și nici nu va putea să dea. De ce? Pentru că astea îi aparțin direct lui Dumnezeu. Numai. Ce face diavolul? Exact ceea ce am citit. Dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, trebuie ca să îmi slujești. Îi spune lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dacă vrei ca pământul acesta și oamenii să fie al tăi, trebuie ca să mi te închini mie și să-mi slujești. Și ce spune Iisus Hristos? Trebuie să te închini numai Domnului Dumnezeului tău. Când noi ne confruntăm cu aceste probleme, cuvântul Scripturii este destul de clar. Trebuie ca să-i slujim Domnului Dumnezeului nostru. Și tot ce este în prima coloană va fi binecuvântare. În momentul în care folosim elementele din grupa a treia sau când folosim și elementele din a patra grupă care nu-i scrisă, confuzia dintre ființa umană, acele vor deveni blestem. De ce? Ele în sine nu poartă blestem, ci vor deveni blestem pentru modul în care le vom folosi. Și vreau să spun încă un lucru. Bătălia dintre bine și rău nu se dă pentru ce este în grupa întâi, ci pentru ce se dă. Ci se dă pentru lucrurile care pot fi duse dincolo. Se dă bătălia pentru caracterul nostru. Cu ce ne construim caracterul? Data viitoare voi continua acest studiu și vă voi spune despre cele din grupa întâi. De ce unii au mult și alții au puțin? Sau alții n-au deloc? Toate explicațiile și aș vrea să studiați și dumneavoastră acest subiect până când voi mai avea prilejul să predic. Atât de ușor, și fac așa o comparație, diavolul a spus că e a lui pământul.
Și a spus că salut și oamenii. Nu putea să spună o minciună mai mare și un adevăr. Pentru că în momentul în care Iisus Hristos i s-a descoperit în grădina Edenului și am ținut o predică și am spus că ăsta e cel mai mare dar dat oamenilor de Dumnezeu. Când i s-a descoperit în grădina Edenului și a văzut că Dumnezeu a pus în om făgăduința din Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune, adică Dumnezeu într-un mod nevoit de noi, chiar într-un mod arbitrar, a pus în noi acea repulsie față de diavolul. Și din momentul acela știa un lucru. El va poate să spună prin minciună că e a lui pământul pentru o perioadă de timp, dar nu va putea să spună că va fi și omul a lui și pământul pentru totdeauna. În momentul în care, și mă apropii de încheiere, în momentul în care a fost izgonit din cer, zice că în cer s-a făcut un mare război. Voi discuta odată despre acest război cu dumneavoastră. Și locul lui nu s-a mai găsit în cer. În cer nu mai este loc pentru el. Când a ajuns pe pământ, și nu vă spun noutate, a ispitit-o pe Eva și pe Adam, a crezut că pământul și cu oamenii vor fi a lui și aici va fi locuința lui pentru totdeauna. Iar lucrul acesta s-a înșelat. Pentru că Dumnezeu luptă cu ce este El și diavolul luptă cu ceea ce este El. Și nu uitați, Dumnezeu este din veșnicii și merge până în veșnicii, iar diavolul are început și are sfârșit. De ce? Pentru că gândirea lui pervertită duce la un sfârșit. Închei acest studiu pe care l-am făcut, am căutat să vi-l spun și dumneavoastră și nu uitați, când va veni Iisus Hristos, noi vom fi judecați nu după ce n-am făcut. Mai bine spus, vom primi răsplata nu după ce n-am făcut, ci după ce am făcut. Tot ce este în grupa întâi sunt necesare, dar cum le facem? Cu ceea ce derivă din Dumnezeu sau cu ceea ce derivă din diavolul? La diavolul este atât de fericit. El este fericit să spui calea toate tu le-ai făcut și sunt ale tale. N-are nicio problemă. Am întâlnit părinți și mi s-a părut atât de ciudat și nu găseam deloc explicații. Ești copilul meu și fac cu tine ce vreau. Până acolo s-a ajuns ipocrizia creștină sau gândire. Nu facem ce vrem cu copiii noștri, sunt darul lui Dumnezeu. Nu facem ce vrem cu bogățiile sau binecuvântările, pentru că sunt darurile lui Dumnezeu. Spuneam la studiu ceva interesant. În momentul în care devii singur, ai o mare problemă. În momentul în care spui că sunt ale mele, începe să fie o problemă. Rog pe bunul Dumnezeu ca tot ceea ce facem să fie făcut în cunoștință de cauză și temere de El, pentru că în ziua când va veni să ne spună rob bun și credincios,
intră în bucuria stăpânului tău. Nu uitați, data viitoare voi predica numai despre cele din prima grupă. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos închidem serviciul divin în această dimineață de sabat cu imnul 361. Voia ta, Doamne! Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru că această dimineață am putut să o petrecem în casa ta de închinare. Îți mulțumim pentru toate învățăturile care ni le-ai dat. Îți mulțumim pentru că tu ni te descoperi și ne arăți care sunt lucrurile cu adevărat importante. Ajută-ne să le înțelegem și astfel să facem prioritizarea lor în viața noastră. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Amin.